vom veni la ora de matematică, după care ora de apicultură. Să începem foarte repede, nu mai pierdem timpul. Anduțul, cred că vrea să vă urmească lecția de acasă. Asta s-a propus el astăzi. Ziua lui, îl iertăm. Da, îl iertăm. Să-i zicem la mulți ani, da? Îi zicem la mulți ani, da. Ei bine, o să încep. Nu, mai continui un pic cu ceea ce am făcut mai devreme, ieri. Adică, trebuia spălată cu apă, da. Mă duc să le spăl? Da, te rog frumos ca să apară urât așa. Cam asta, trebuie să te asta bine, bine. Deci, parcă o să facem și medianul, da, media, da, da, aritmetică, da, operații. Cu numere raționale, media aritmetică, media aritmetică. Media aritmetică. Și începem așa. Dau o expresie, e de x. Deci o expresie în variabila x. E de x este egal cu 3x plus 0,25 totul supra 5x pătrat minus 3x plus 1 minus 2x supra 3 minus 4 și supra 4x la a treia minus 2x plus 1. Deci asta este expresia e de x. Da? Anca, te rog să încercăm să facem e de 1 pe 2. Mai întâi 1 pe 2 cu cine este egal? 1 pe 2 sub formă de fracție, iar sub formă zecimală, 0,5. Noi o să facem în ambele variante. O să facem și e de 1 pe 2, deci cu fracție trebuie să lucrăm. E de 1 pe 2 este egal mai departe cu... Vorbește? 3 ori. 1 pe 2. 1 pe 2. Da. Plus 0,25. Da. Supra 5. 5 ori 1 pe 2 la a doua. 1 pe 2 totul la a doua. Minus 3 ori. Minus 3 ori 1 pe 2. Mai repede, mai repede. Plus 1. Minus. Te uiți la... Am zis de atâtea ori. Când tu te uiți la tablă, eu nu mai pot scrie. Te simt și nu mai pot să scriu. Tu nu ai voie să te uiți deloc. Nu zici capul de pe caietel, ci de pe caietel lucrezi și vorbești. Minus, unde ești? N-ai scris încă, nu? Miruna, te rog să vorbești tu. Minus 2 ori 1 pe 2 la 3. 2. Pe 3. 2 ori 1 pe 2. Pe 3. Minus 4. 2 ori 1 pe 2, totul supra 3, da? Da. Minus 4. Deci 2 ori 1 pe 2, totul supra 3. Deci în loc de expunere, așa. Minus 4, totul supra 4. 1 pe 2 totul la a treia. Minus 2 ori 1 pe 2 plus, da, 1. Plus 1. Și e cam mai departe cu? Și e cam mai departe cu 3 pe 2. Așa. Că 3 ori 1 pe 2 egal cu 3 pe 2. 3 pe 2 plus 25 pe 100. Plus 25 pe 100. Adică plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Foarte bine. Totul supra Anca. Totul supra 5 ori 1 pe 2 la a doua. Adică? 1 pe 4. 1 pe 4, sigur. Ori 1 pe 4 minus 3 pe 2.
3 pe 2 și face deodată, 3 pe 2 plus 1. Minus 2, da. La 2 pe 2 totul pe 3. Dar 2 pe 2 cât face? 1. Deci rămâne 1 pe 3. Așa, minus 1 pe 3 minus 4. Totul supra. Totul supra. 4 ori 1 pe 8. Da. Minus 2 pe 2, adică minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1. E la mai parte. E egal când ajungem acolo. Și egal cu 3 pe 2 multiplicăm cu 2. Și vom avea 6 plus 1. Deodată 6 plus 1. 7 pe 4. 7 supra 4. Totul supra. Anca? Totul supra 4. Amplificăm 3 pe 2 cu 2. Nu, o secundă. Se mulțim. 5 pe 4. Totul supra 5 pe 4, Anca. 5, da. 4, amplificăm 3 pe 2. Să amplificăm la 3 cu 2, nu? Da. Și la și 1, și la 1, mergem de rate. Și la 1 cu 4. Cu 4. Și aici cu 2, da? Și o să avem o singură linie de fracție, și asta însemne 5. Minus cât, Anca? 5 minus? Minus 6, doar 3, 6. Da? Aici suntem. Da, linia de fracție era 4, nu? Deci, da, linia de fracție 4. Sub linie, numitorul zic. Deci, numitorul fracției este 4. 5 minus 6, 6 plus 4. Plus 4. Minus, Anca? Minus... amplificăm 4 cu 3. Păi depinde, Anca. Mai stai și bâlbâiți. Deci zicem 1 minus 4 la 3, 12. Totul supra, 4 pe 8, adică 2, 1 pe 2. Adică 1 pe 2, nu 2. 1 pe 2, totul supra 1 pe 2. Totul supra 1 pe 2, că minus 1 plus 1, nu? Am scăpat, egal mai departe. 7 pe 4, totul supra, 5 minus 6, minus 1, minus 1, plus 4, 3, 3 pe 5. Supra 3 pe 4. 3 pe... a, da, da, mă, așa. Da? 3 pe 5, da. 3 pe 4. 3 pe 4. Așa, minus. 4 minus. 1 minus 12 minus 11. Supra 3. 1 minus 12, adică face minus 11, îți vine supra 3. 3. Totul supra 1 pe 2. Corect. Am tăiat mai departe cu? Facem... cu a doua răsturnată, dar 4 cu 4 se vede că se... Deci mulțim prima cu a doua răsturnată. Hai să scriem așa, 7 pe 4 ori 4 pe 3. 3. Și Mihaela spunea așa, 4 cu 4 se duce și rămâne 7 pe 3. Cum de fapt observăm așa aici, 7 pe 3, da? Minus, Miruna? Minus 3 pe 11. Cum, de ce 3 pe 11, Miruna? Păi e minus tot pe 3. Pe care răsturnă? Păi, păi prima cu a doua răsturnată. Da, minus 11 pe 3. Și minus aici, Miruna. Într-o paranteză. Zic cu minus 11. Punem într-o paranteză. Așa, pe 3. Asta e foarte important. Minus, minus. El este minus aici, da? Da. Nu-l uităm de minusul acesta. Se deci minusul era în fața linii fracției, mulțit cu minus 11 pe 3. Acum arăt. Ori? 2. 2 pe 1. Și egal mai departe cu? 7 pe 3. Deci 7 supra 3. Minus. Atenție! La înmulțire aici cât ar face? Minus 22 pe 3. Minus 22 pe 3, da? Da. Și cu minus de aici față în față? Plus. Plus 22 pe 3, da? Și face plus 22 pe 3. Și egal cu 29 pe 3. 29 pe 3. Așa, ăsta este rezultatul. Deci e de 1 pe 2. Hai să remarcăm, să punctăm acest lucru. E de 1 pe 2. A însemnat 29 pe 3. Pe 3. Hai să facem și e de 0,5 acum. Deci același lucru, dar îl facem în, cu numere decimale să lucrăm, da? Da. Deci zicem e de 0,5. Anca, te rog să vorbești. E de 0,5. Egal cu 3 ori 0,5. 3 ori 0,5. 0,25. 0,25. 5 ori 0,5 la a doua. Da. Minus 3 ori 0,5 plus 1.
Așa. Minus. Minus 2 ori 0,5. Minus 2 ori 0,5 supra 3. Minus. Minus 4. Totul supra 4 ori. 4 ori 0,5 la 3. Da. Minus 2. Minus 2 ori 0,5 plus 1. 2 ori 0,5 plus 1. Și egal mai departe cu? 3 ori 0,5. 1,5. Da, deci 1,5 plus 0,25. Da, totul supra 5 ori 0,25. E 5 ori 5 fac 25, sunt 20 male, 0,25. Așa vine? Da, da. 5 ori 5, 25, 0,5 și 0,5, câte 10 male la fiecare? 0,25 minus Miruna? Minus 1,25 plus 1, da. Minus 1 pe 3, minus 4. Deci de 2,05 face 1 supra 3, minus 4. 4. Totul supra 4 ori 0,125. Da, că e 5 ori 5 ori 5, 125 și 30 male, 0,125. Minus 1 plus 1. Și egal cu 1,75 supra 0,125. De 5 ori cât e 25? Ia vezi tu. În 25. Așa, că ai numai 20 male. Da. Atenție multe. Da? Numai 20 male. Minus, deci 1,25. Minus 0,5. Minus 0,5. Minus 0,5, bine, nu? Da, minus 0, 1, plus 1, să minus 0,5 minus, amplificăm 4, dar nu că lucrăm cu... Să lucrăm numai cu 10 mari. Da. Hai să vedem pe 1 pe 3 dacă îl transformăm în număr 10 mari, cât ar fi. Îl transformăm, da? Păi, a zis, lucrăm numai cu număr 10 mari. Ok, da. Haide. 0,3. Deci 1 pe 3 este egal cu 0,3. 3 perioade. Foarte greu să lucrăm cu el așa. Dar nu 3. Vedeți ce rol important la o fracție? Că atunci când avem numere decimale periodice simple sau mixte, nu avem cum să lucrăm, da? Deci de ce trebuie să lucrăm cu fracții? Noi avem alte variante. Deci o lăsăm cu fracții. Sigur că da. Deci apare cât 1 minus 12, nu? Da. Supra 3. 1 minus 12 pe 3. Da. Totul supra 4 ori 0,25. Calculăm. Da. 0,700. Deci face 0,600. 500. 0,5. Așa. Da? 0,5. 4 în 4 și cu 1 din la mulțime, 5. Da? Minus 1 plus 1 s-a terminat. Egal mai departe cu? 0,500. Așa. 0,5. Și avem 1,725. 1,23 plus 25. Deci... Dar nu. A, zi, îmi place. Nu. Zi. Simplificăm prin cât? Prin 0,25. Așa, da? A, dar hai puțin, mă, dar spui scăderea întâi. Avem voie. E scăderea întâi. Păi scăderea mamei. Da, te-am prins? Da, da. Te fac de toată coafta. Deci nu, atenție multe. Nu putem simplifica atâta vreme cum avem mai acolo treabă. Și când simplificăm, trecem la fracții și ok. Deci 1,75 minus 1,25 minus 0,5 face 0,75, nu? 1,25 minus 0,5. 0,5 asta e compus din 0,25 și 0,25. Un 0,25 ai scăpat de aici și mai scazi din 1 pe 0,25. Și 0,75. 0,75. Da. Așa am zis, da? 0,75. 0,75 minus? Minus 11 pe 3. Minus 11 pe 3. Minus 11 supra 3. Supra 0,5. Supra 0,5. Acolo dacă nu simplificăm, nu?
Unde? Aici? 1,75 cu 0,75? Putem simplifica. Simplificăm? Putem face operații. Dar la fracții, da? Tot, nu, nu, nu. Fără fracții. Păi. Deci, pur și simplu, se vede că se împarte numărător, numitor și la 10 mare putem simplifica. Prin 25. Prin 25. Da? A, eu am simplificat prin 0,25 și de 7. Păi, dar practic, prin 25 noi spunem că așa, că 0 și 5 urmează la împărțire. Deci 1,75 împărțit la 25, cât face aici? 7, nu? 4 face într-un întreg și 3 aici, 4 și cu 3, 7, da? 7 supra 3. Dacă am împărțit, prin cât? 0,25 s-a împărțit. Da. Dacă împărțim prin 25, cum am spus eu, dăm cu 0. Atunci vine 25 în 1 merge de 0 ori și 25 în 17 merge de 0 ori, 0,07 ar fi, nu? 0,07 da. Supra 0,03. Și atunci lăsăm așa? Așa, că noi lucrăm cu 10 mari. Deci am împărțit totul. La cât am împărțit? La 25. Și numărătorul și numitorul. Și 0,75 împărțit la 25 face 0,07. Și 0,75 împărțit la 25 face 0,03. Așa minus. Minus. Și acum facem împărțirea, da? Minus 11 pe 3, da? Când la decimale? La 11 împărțit la 3, tot necazul tot ăsta. Tot necazul ăsta o să-l avem. Și lăsăm de data lăsăm asta, așa, că da? Știm bine că cu bine. Periodicitatea avem probleme, da? Okay. Și vine plus 11 pe 3. 11 pe 3 împărțit la 0,5. Așa ar vine, nu? 11 pe 3 împărțit la 0,5. Și egal mai departe. 0,07 împărțit la 0,03. Păi, o problemă, pentru că 7 împărțit la 3 ne duce tot în același necaz, tot periodic. Și atunci, suntem nevoiți. Asta avem mai. Fracții, să da? Mă duc spre fracții la sfârșit. Okay. Că n-am încotro. Deci, atenție, să avem situații de acestea, când lucrăm lucruri cu numele decimale periodice, dă de bătaie de cap. Și atunci te duci la fracție obligatorie, finalizăm prin fracții. Și vine 7 pe 3, când mulțim cu 100 și sus și jos, 7 pe 3, plus 11 pe 3, parcă 11, vine plus da. 11 pe 3, 11 pe 3, înmulțit cu 1, cu împărțit 5 pe 10, 1 pe 2, înmulțit cu 2, parcă. Ori 2, da. Și face egal cu, iată, 7 plus 22, plus 22 pe 3. Pe 3. 29 pe 3. Da. Am exersat în varianta asta pentru că mi-am propus ca să vă atrag atenția că atunci când lucrăm cu numere decimale și vedeți că aveți numere decimale periodice simple sau mixte, rămânem nu aveți varianta de lucru decât cu fracții. Da? Că acolo mergi la fracție de la care provine împărțirea, bunor, 0,3 în perioadă înseamnă 1 pe 3, da? Fracția. Și deduci. Sau 7 pe 3. 7 pe 3 înseamnă 2 întregi și, 3, și 1 pe 3. 1 pe 3 la rând, nu-i număr periodic. Corect. Da? Deci, este, cât de important este să știm să operăm cu fracții. Foarte important este. Ne ducem în linie mai ușor, nu? Domnul profesor, să înțeleg așa. Suntem în situații de multe ori să avem și numere decimale și numere fracționale. Și eu aș insista pe varianta când avem combinat, un exercițiu combinat, să ne ducem pe fracții, că e mult mai simplu. Mai simplu. Da? Da. Că la un moment dat, dacă apare un număr decimal periodic, simplu sau mix, tot trebuie să duci la fracții ca să lucrezi exercițiul. Corect. Dăm un exercițiu, despre de în clasa 7-a. Nu, de clasa 7-a cu, da. Cu un exercițiu cu numere raționale, mai complicat. Da, da, da. Că am luat la mine, am luat. Foarte bine făcut. Toate cărțile, gata. Bun. Da, mă, dar facem și așa. Dar... Facem, dar acum, dacă suntem la lucrurile astea aici... Avem mingea la fileu? Da. Ne ducem și avansăm un pic. Vrem să clarificăm problema asta cu lucruri cu fracții, da?
sunt exerciții, să se calculeze, nu știu ce. Acum, paranteze, nu mai pixelizez că nu m-am uitat, decât că am văzut așa repede cu prințul, dar imediat, adunarea și scăderea? Nu, sau toate, toate. Ordinea efectuării, da? Da, cu, tot, cu toate exercițiile, cu toate operațiile, cu paranteze. Dar dacă îmi lași puțin, ca să găsesc, aoleu, te-am găsit aici. Sigur că da. Ne-a mai întâmplat un exercițiu și hai să putem. Efectuați. Efectuați, exact. Acoladă. Deci e exercițiul, zic care? Da. 11 de la 43, clasa 7-a. 11 la 43. Clasa 7-a. Acoladă. Minus 16 pe 33. Minus 16 pe 33. Împărțit la 8 pe 7. La 8 supra 7. Împărțit la, deschideți paranteză pătrată, 5 supra 24, împărțit la, deschideți paranteză rotundă, 3 supra 8, minus 1 supra 3, închideți paranteza rotundă, plus 5 supra 3, închideți paranteza pătrată, închideți acolada, împărțit la, 7 supra 5. Da. Miruna, hai să mă ajuți. Acoladă minus 16 pe 33 ori 7 pe 8 împărțit. Cum? Ai și început, da? Da. Egal cu minus 16 pe 33 ori 7 pe 8. Da. Împărțit la, deschidem paranteză pătrată. 5 pe 24, împărțit la, amplificăm 3 pe 8 cu 3 și 1 pe 3 cu 8. Deschidem paranteză. Și o să facem calculul. Facem calculul, hai să-l facem deodată. 9. O să avem numitorul 24. Da, 24. 9 minus 8, 1 pe 24. 1 pe 24 plus 5 pe 3, da? 5 pe 3. Pătrată, bine, acolo, dar împărțit la 7 pe 5. Și egal cu minus 16 cu 8 se simplifică. Asta e. Și o să avem minus 2. Da. Minus 14. 2. 3 și 7 e mic. Și mulțim, sigur că minus da. 14. Minus 14 pe 33. Da. Împărțit la, deschidem paranteză rotundă. Și, și deschidem paranteză pătrată la începutul exercițiului. Da, da. Deci asta. La, deschidem paranteză rotundă, 5 pe 24 ori 24 pe 1 plus 5 pe 3, închidem paranteza rotundă, închidem paranteza pătrată, da. Împărțim ori. Ori 5 pe 7. Ori 5 supra 7. Și egal mai departe. Și egal mai departe cu... deschid paranteză pătrată, minus 14 pe 33, împărțit la paranteză rotundă, 24 pe 24 se simplifică, 5 pe 1 plus 5 pe 3. Împărțit la, da? Da. 5 pe 1 și plus 5 pe 3. 3. Așa, ori 5 pe 7. Ori? 5 pe 7, închid paranteza dreaptă, 5 pe 3. Amplificăm 5 pe 1 cu 3. Dar nu am luat 5 cu 5, 10 și 1 cu 3, 4. Nu au același, păi nu au același numărător. De ce stai pe gânduri? Te uiți la mine așa, zic, de ce nu facem așa? 5 cu 5, 10, 1 cu 3, 4, că au același numărător. Facem așa, mama? Păi dacă n-au același numitor, ce trebuie păi să facem? Sigur, să aducem la același... Da, vorbește. Da, fii hotărâtă. Da, nu duc profesor, fii adunare. Păi sigur că da. Da. Ești în stare să te ceri cu mine. Fii adunare, nu profesor, chiar nu vedeți? Da, da, chiar îmi place așa să fii. Minus 14. Minus 14 pe 33. Împărțit la 3 pe 15 plus 5, 20. 20 pe 3. Împărțim la 20 pe 3, 3 ori 5 pe 7. Închidem paranteza asta rotundă, nu? Ori? Da, ori 5 pe 7. Și egal mai departe cu minus 14 pe... Egal mai departe cu minus 14 pe 33, mulțit cu... Ori 3 pe 20, da. Ori 5 pe 7.
Simplificăm minus 14 pe 20 și va rămâne minus 7 pe 10. Și pe cine pe? Ai pe 14 cu 20. 14 cu 20 și minus 7. Minus 7 cu 7 și va rămâne minus 1. Nu 7 cu 7, că minusul rămâne acolo. Așa. Da. 3 cu 33. 3 cu 3 și ai 11. Acolo, 1. Și vom avea minus 5. Și mă, la, ai zis la 20. 20. Da. Aici e rămas 10. Da. Și 10 cu 5. Și 2. Și 2 și 1 sus. Să punem 1 totdeauna ca nu cumva să greșim. Și ce a rămas? A rămas minus 1. A rămas minus 1. Minus 1 sus și jos. 22. 22. 22. Asta mi-a dat și mie. Da. Da. Vezi, Miruna și Anca, trebuie să observăm acest lucru. Dacă lucrăm acasă suficient de mult, merge. Dar din ce în ce mai merge. Da. Merge. Mai bine. Nu mai obosești. Nu mai stai sub stresul acela. Atâtea exerciții. Nu. Le faci foarte repede. Asta este lucrul de remarcat. Mergem mai departe. Da. Un alt exercițiu. Un pic mai complicat. Mai complicat, da? Da. Considerăm 10 de la pagina 43. Tot piața 7-a copii. Da, da, da. Hai că nu-i chiar. Nu-s complicat. Deci dacă știm. Considerăm numerele raționale. A mic este egal cu 4 ori paranteză pătrată. E egal cu 4 ori paranteză pătrată. Da. Minus 3,75 plus 1, perioadă 3 ori 24. Hai, tot aici, da. Da, da. Așa. Minus. Deschideți paranteza rotundă. Minus 1,5 la a doua. Închideți paranteza pătrată. Minus 1,5 la a doua, așa. Da, așa, da. Închideți paranteza pătrată. Minus. Deschideți paranteza rotundă. Minus 3 la a patra. Ăsta e amic. B mic este egal cu 35/88. Vă place, da? Foarte. Ori 11/5. Da? Da. Ori 11/5, minus, deschideți paranteză rotundă, minus 1/2, minus 1/2, închideți paranteza la a treia, totul la a treia, plus, 5 ori, deschideți paranteză rotundă, 5 minus 2/51, ori 102/5. Ăsta e de mic. Și ce mic este egal cu 18/23 ori 23/9 minus 21 ori, deschideți paranteză rotundă, 11/42 minus 5/6 ori 3/7, închideți paranteza rotundă, plus 7,5 ori 2. Deci s-au dat aceste numere raționale, A, B și C. Da. La amic ne cere să ordonăm crescător A, B, C. Ordonați. Crescător. Și la B mic. A, B, C. C. Și la B mic ne spune așa, arătați că A plus C supra 2 este egal cu B minus 1. A plus C supra 2. Adică este... nu e de aritmetica lui A și C. Da, asta înseamnă. Da, este egal cu B minus 1. B minus 1. Anca, ai scris tot, domnul, de pe tablă. Da. Începem cu amic. Să-l calculăm. Amic A. 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 Ca valoare egal cu... 4 ori paranteză pătrată. Aici și problema, calculăm prin fracții. Cred că trebuia să închid, închis așa. Cu fracții, pentru că vedeți deja un număr periodic. Corect, facem cu fracții, da? Deci, obligatoriu zicem fracții. Deci zicem că minus... Minus 375 supra 100 plus... plus 13 minus... Un întreg și 3 pe 9. Așa. Un întreg și 3 pe 9. Da? Ori 24. Minus. Minus
Așa, 15 supra? 10. Deci, spun și eu așa, minus 15 supra 10, totul la a doua, minus... Închidem paranteza pătrată, da? Deci, închide și paranteza pătrată, corect. Minus... minus 3 pe 10 la 4. Deci 3 pe 10, că e 3 la 4. Nu e 0,3, ca să zici 3 pe 10. Dar atenție acum, ce înseamnă minus 3 totul la a patra? Te rog să-mi spui tu. Înseamnă minus 3 înmulțit de câte ori, Ianu Suși? 4 ori. Deci vine minus 3. Ori minus 3. Ori minus 3. Ori minus 3. Și egal cum? Minus ori minus, la înmulțire, plus. Iarăși ăștia, minus ori minus, fac plus. Deci când minusul e ridicat la puterea a doua, a patra, a șasea, a opta, face plus. Pentru că perechi, perechi dau plus. Da. Când e ridicat la putere impare, la a întâia, la a treia, la a cincea, va face minus. Deci aici va face 9 ori 9. 81. Da. Deci, practic, trebuie să spunem aici, în loc de minus 3 la a patra, plus. Minus 3 la 4, 81 posibil, da? Și rămâne minusul din față. Asta rămâne, că n-a fost afectat. Numai minusul ăsta e afectat. Din paranteză. Din paranteză. Deci 81. Și calcul. Te rog să vorbești în continuare mai repede. 4 ori paranteză rotundă. Așa. 4 ori paranteză rotundă, da, putem spune așa. 375 plus 100, simplificăm prin 25. Face minus 15, da? Pe 4. 15 supra 4. Plus? Plus 12 pe 9 simplificăm cu 3 și o să fie 4 pe 3. Pe cine simplifici? 12 pe 9, nu? Dar deodată 3 cu 9 simplifică și faci 1 pe 3. Da. Și acum când introduci întregul fracții, vine 1 ori 3, 3 și cu 1, 4 pe 3. Da. Ori zici 12 pe 9 simplificați pe 3. Simplifici prin 3 și faci 4 pe 3. Ori faci acum, da? Da. 4 pe 3, ori 24. Minus? Minus cu minus. 15 simplificăm printr-un 5 și faci minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2 la pătrat, cât faci, Miruna? E minus 225 pe 100. Miruna, mai întâi minus 3 pe 2 la pătrat. Minus 3 pe 2 la pătrat. Cât înseamnă? Hai să o luăm așa. Minus 3 pe 2 ori minus 3 pe 2. Nu ca fac acolo. Nu ca fac acolo. Asta e bună, sunt de acord. Dar funcționează mai aici, mă, Miruna. N-ai calculatorul cu tine. Exact, e de la... De 9 pe 2... 4. Da. Să zicem și numărătorul și numitorul la putere respective și minus ori minus, mă interesa asta să ne spun. Minus ori minus face plus. Păi, nu ai văzut, mulțim numitorii între ei, numărătorii între ei, minus cu minus la mulțire plus, la mulțire plus, plus face 9 pe 4, domn profesor. 9 pe 4, așa trebuie să spui. 9 pe 4, domn profesor, minusul la putere par, asta mă așteptam. Exact. Că am vorbit mai devreme. Mai clar un pic și nu mai dă calculator. Hai să vedem. Haideți să facem asta. Tu ești ocupată. Ca să facă repede. Da, să vezi acolo ce se întâmplă cu calculator. Dar noi vrem să înțelegem mintea ta să fie 100% conectat la ce îți spun eu aici. Deci minus ori minus face plus. Deci minus la putere pare face plus. Pentru că sperec, perec, am făcut mai devreme cu Anca și am spus asta. Când ai văzut aici, minus 3 pe 2 la a doua, plus. Da? Deci vine plus 9 pe, minus 9 pe 4, că rămâne minusul din față, minus, închidem paranteza, rotundă, minus 81. Și egal mai departe cu 4 de mulțit cu... 4 ori, 4 pe 3 înapticăm cu 4 și 5 pe... Nu, 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 mai zic... Minus 15 pe 4, să-l copii. Nu, 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 așa, mergi și pe 4. Plus. Așa, și să avem plus 4,24. Hai să simplificăm, Iruna, ia uite la domn profesor. 324. Păi pe 3 cu 24 n-am. Că avem șansa asta, nu mulțim ca să pierdem timpul. 32. Plus 32. Da, plus 32. Minus 9 pe 4, da. Închidem paranteza, minus 81.
Și dau mai departe, continuăm. Pe ce? Pe 3 și 2 cu 4. Corect. În paranteză, pe 3 și 2 îl amplifică cu 4. Și egal cu 4 de mulțit cu... Pe 4. Din difracție. Deci spunem linia difracției. Numitorul 4. Numitorul 4. Și am minus 15. Vorbește Miruna mai clar. Minus 15 pe 4 plus... Nu, numai am pe 4, pus numitorul, iubita. Uite cum a făcut domn profesor. Deci minus 15 plus 128 minus 9. Închidem paranteza. Nu mai, deprisos paranteza, că da? Cu paranteze joacă fracția. Bine, da? Atunci. Minus 81. 4 cu 4. Asta este, corect. Da? 4 cu 4. Se... Simplifică. Minus 15 plus 128 e 113. Da. 113 minus 9. 104. Deci vine 104. Minus 81. Minus 81. 23. 23. Iată, l-am aflat pe A. Amic. Amic egal aici răspunsul cu 23. Să mergem să-l aflăm pe B. Ca să nu stai să te joci tu acolo, Daria. Deci, zicem așa, două caiete plus Daria, pentru tine, șapte stilouri. A, n-ai caiet? Două caiete plus șapte stilouri. Costă 1600. Hai să lucrăm pe venit. Este egal cu, da, 1600 de... 9600, 160. 160. Iar 3 caiete și 2 stilouri. 3 caiete și 2 stilouri costă 70. E, muncește să vezi tu cum găsești cât costă un stilou și cât costă un caiet. Așa. La, le ducem la B, da? B mic este egal cu... Mă ajută la B, Anca. Te rog. 35... Supra 88 ori 11 pe 5. Dacă poți face deodată să-mi spui niște lucruri repede, ca să nu mai copii de nu știu câte ori. Putem... 35 pe 5. Repede. 35 cu 5. Și sus 7, jos 1. 88 cu 11, 8 jos și 1 sus. Și vine 7 pe 8, nu? Hai, repede. 7 pe 8. 7 minus. 8, minus... Hai, acum am răspuns repede. Minusul la a treia. Minus. Mă face minus. Pun minus 1 pe 8, repede, da? Că 2 la a treia face 8, 1 la... deci 1 minus 1 pe 8, plus 5 înmulți cu... 5. Minus. Aici să vedem dacă putem face ceva simplificări. Da. Repede. 102 cu 51. E dublu aici. Da. 51, deci merg chiar prin 51 și rămâne 2 în sus, da? Și vine minus 4 pe 5. Minus 4 supra 5. E cam mai departe cu? 7 pe... 7 supra 8. 7 pe 8 minus. Atenție, minus minus. Adică așa cum ar fi o înmulțire, minus 1 ori minus, plus, va face plus 1 pe 8. Plus 5, înmulți cu? Hai, te rog, repede. Așa, 25 minus 4. 25 minus 4 face 21 supra 5. Egal mai departe. 7 pe 8 plus 1 pe 8, fac 8 pe 8. 1, 1 plus 5. Aici 5 cu 5 se simplifică. Da? Și vine 1 cu 21. Face 22. Deci despre B pot să spun că este 22. Mergem repede la următorul. Și anume la C. Miruna, te pregătești repede că vorbești în viteză și exact. În viteză și exact. Am greșit ceva probabil, nu? Nu, eu.
Vedem la probă când facem acum. Este 21 la 20. Deci, dar Miruna la ce? 23 cu 23 simplificăm. 23 cu 23, 18 cu 9, 2. Deci vom avea 2 minus 21 ori. 11 cu 42, 6 cu 3 simplificăm. Deci 6 cu... 11 pe 42 minus. Deci 21 l-am scris, 11 pe 42 rămâne, da? Da. 11 pe 42 minus. 6 cu 3 simplificăm. 5 pe 2 ori 7, adică 514. 514. Aici e paranteza. Plus 2 plus 7, 75 pe 10. Ori 2. Ori 2. 10 cu 2 simplifică. 75 pe 5. Părți la 5. 75 părți la 5. Dar e pentru niște timp. Nu mai e bine spune 7,5 ori 2 face 15. 4. 7 ori 2, 14. 5 de 2 ori de 1 întreg, deci 15. Plus 15. Deci se mă duc în fracții decimale și putem timpul nou. Deci ne adaptăm în fiecare ghișiță. Da, ce 2 minus... 2 minus 25 pe lângă. Care e numitorul comun? 42. 42, am putut că mai cu 3. 3. Și o să avem 11 minus 15 pe 42. 42 plus 15. Da, da. Este egal cu 2 minus 21. 2 minus 21. Minus 4 cu 42. Putem simplifica. Deci 21 cu 42 și ne... 2 pe 21. Minus 2 pe 21. Minus 2, că aici câte ne arătă? Minus 2 pe 21. Aici ne dă minus 4 pe 42, minus 4 cu 42 simplificăm și ne dă minus 2 pe 21. A, ai lăsat așa. Deci minus 21 mulțit cu minus 2 pe 21, așa spui, da? Da. Minus 2 pe 21 plus 15. Și vom avea minus 21 cu 21 simplificăm. Nu, 21 cu 21. Da. Și vom avea 2 minus 2 plus 2. Asta e. Aici e momentul. 2 plus 2. Că minus 2 ăsta înmulțit cu minus 2 de aici, înmulțit cu minus 2 de aici. Ce era cu 9? Deci, de ce zici tu că face minus 2 plus 2? 2 plus 2. Asta era important. Dacă spuneți 2 minus 2, mă speriam. 2 minus 2 plus 15. Deci, 2 plus 15. Deci, 4, 19. Așadar, la ce am ajuns să spunem că este valoarea cât? 19. Eee, și noi ce să arătăm? Arătați că A plus C pe 2 e egal cu B minus 1. Dar haideți să scriem mai întâi câte A, câte B și câte B. Să scriem A egal cu 23, B egal cu 22 și C egal cu 19. Bun, mai întâi ordonanțele crescător la A și atunci va fi... Să ne ordonăm crescător, Anca, crescător cine ar însemna? CBA. Ce? Mai mic decât B, mai mic decât A, da? Și trebuie să arătăm, pe urmă, că A plus C... 23 plus 19 supra 2. A plus C pe 2, deci înseamnă A plus C, adică 23 plus 19 supra 2. Egal cu 22 minus 1. 22 minus 1. Să vedem dacă este adevărat. 42 pe 2. Care face cât 42 pe 2? 2. 21, nu? Da. 21 e egal cu 21. Bine. Da. Este adevărată relația. Ce observați aici? Ce a vrut autorul la noi? Anca, povestește ce crezi că a vrut autorul. Ce a urmărit când ne găsește ieșiciu? Mă interesează să păi... A urmărit următoarele lucruri. Concret. Pentru că vrem să o introducem. Operații cu fracții, nu? Operații cu fracții, semne la algebră, ridicare la putere, au avut foarte multe lucruri. Deci, noi plecăm la ghișul ăsta cu ceva, cu niște lucruri bine puse la punct. Anume, e vorba de faptul că minusul la putere pară face plus, iar minusul la putere impară face minus, odată. Da? Ordine efectoare operațiilor, semne la algebră, deci foarte multe chestii. Și fiindcă nu putem lăsa pe darea, trebuie să recunosc că am dat un ghișiu cam greu. Da, și atunci, o depășești și contrariat. Da, da, și acum facem împreună problema ei. Deci, darea, ceea ce fac nu înseamnă că dau peste cap
E valabil și pentru voi de clasa a șasea. Veniți lângă mine și să lucrăm, să o ajutăm pe Daria. Daria, dacă am fixat un caiet în mintea mea când am compus problema, am fixat așa un caiet, egal cu 10 lei. Iar un stilou, un stilou egal cu 20 de lei. Da? 20 de lei. Și eu am zis câte caiete. Câte caiete? Un caiet, câte caiete? Trei două caiete. Caiete plus 7 stilouri. Două caiete plus 7 stilouri. 160 de lei. Ia să vedem dacă am gândit bine. Da, gândit bine. 2 ori 10, 20. 7 ori 2, 14. 14 și 160. Corect. Am gândit bine, 160 de lei. Și cum am mai dat? 3 caiete plus 20, 70 de lei. Egal 70 de lei. Ei, trebuie să spun foarte clar de la început că problema este dificilă. Anca și Miruna, vă rog să mă urmăriți. Deci, două caiete și 7 stilouri fac 160, iar trei caiete, care înseamnă 30 lei, și cu două stilouri, 2 ori 2, 4, fac 70 de lei. Dar ca să faci problema fără să nu de la rezultat, că știi tu rezultatul, și să verifici acolo, nu. Trebuie să înțelegem un lucru. Eu am fost foarte drăguț data trecută când îi dădeam un caiet și nu știu câte stilouri. Dacă aș fi făcut altă problemă și fi spus așa, un caiet plus 7 stilouri costă un caiet și 7 stilouri 14, 150. Da, 150 de lei. Da, da, da. Iar aici, 3 caiete, să las așa, 3 caiete plus 2 stilouri egal 70 de lei. Dacă aș fi făcut problema așa, aș fi ajutat-o foarte mult, că i-ar fi simțit ca să ajungă să aibă aceleași comparații la caiete, ar fi mulțit asta cu 3, că 3 ori 1 fac 3. Da? Deci, după ideile care le-am făcut ieri, știm bine că putem înmulți, ca și m-am luat 3 caiete și 21 de stilouri ar costa de 3 ori mai mult. Deci dacă un caiet și 7 stilouri costă atât, de 3 ori mai multe caiete și stilouri, de 3 ori mai multe caiete și stilouri te-am luat aici, va costa de 3 ori mai mult. Deci, înmulțind egalitatea asta cu 3, mă duc spre ceea ce înseamnă că 3 caiete... Și câte stilouri, Daria? 3 caiete și 2 stilouri. Nu? Unde ești? Păi nu, că... Am mulțit toată relația asta de 3 ori. Da. Deci iau o dată, încă o dată și încă o dată. Adică iau un caiet și 7 stilouri. Încă o dată un caiet și 7 stilouri. Încă o dată un caiet și 7 stilouri. Deci vine 3 ori 7, 21. Da? 3 caiete și 21 plus 21 de stilouri și voi, fetelor, sunteți atente. Da? Miruna, este foarte tare ce fac acum. Da. Urmăriți să vă fie de mare folos. Egal cu cât, Daria? Egal cu 150 ori 3. 150 ori 3, că dau de 3 ori mai mult bani pe ele. Fac 450, nu? Iar 3 caiete, relația a doua, în varianta a doua. O păstrez. Plus 2 stilouri, fac 70 de lei. Da. Hopa. Și acum ești în situația fericită că plusul de bani pe care îi dai, vin de la stilouri. Adică dai câte stilouri sunt în plus în comparând între 21 și 2? 19. 19. 19 stilouri dai în plus 450 minus 70 380. Nu vine așa? 7 din 15, 8? Da. 380. Da. Și atunci, un singur stilou... Dacă 19 stilouri costă atât, un singur stilou... Dar cu 380 împărțit la 380 împărțit la 19. Face 20. 20 de lei. Ia-mi problema ta, cum ți-ai explicat și mami. Deci de ce a fost problema dificilă? Că nu ai avut șansa să ajungi repede la compararea caietelor. Fiindcă eu am dat aici două caiete. Și acolo am dat trei. Și din face 3. Iar 2 cu 3 nu s-a văzut repede cum se leagă. Da, dar ea mi-a explicat. Pe prima s-o mulțească cu 3 și pe a doua cu 2. Dar ea n-a înțeles de ce. Și aici s-a supărat. Da, a văzut-o. De-aia am întrebat. Da, s-a supărat. A văzut-o, da. Deci, Miruna, tu, Daria și Miruna și Anca, vă rog să urmăriți că nu e problemă pentru ea.
Exact. Nu e așa. E problemă și pentru voi. Atenție! Că eu vreau să vă comunic acum în mod de a raționa. Daria, te rog să fii atent. Da? Deci obiectivul nostru, Daria, este asta. Ca în data având numerele acestea, 2 și 3, să putem să ajungem să avem același număr. Da? Să avem același număr. Adică să avem ori 3-3, dar nu se poate 3-3. Cu cât se mulțește aici ca să ajungi la 3? Nu se poate. 5-5, 6-6, cum 6-6? Dar se poate. Că 2 se poate mulți cu cât toată egalitatea asta, se poate mulți cu un 3, iar asta se mulțește cu totul cu un 2. Și ajung la 6. Deci eu caut, Daria, între 2 și 3, numărul care să se împarte exact și la 2 și la 3. Cel mai mic număr care se împarte exact și la 2 și la 3. 6 este. 1 nu se împarte și la 2 și la 3. 1 nu se împarte. Îl împarte pe 2 și pe 3, dar el trebuie să fie mai mare decât 2 și 3. 1 împărțit la 2, face un răspuns. Dar 1 împărțit la 3, e alt răspuns. Deci, 1 nu se împarte exact, mai Daria. Exact să se facă împărțirea. Nu? Deci 2 se împarte la 2. Nu ești convins? De ce spun eu? 1 se împarte exact la 2? Nu se împarte. 1 se împarte... Când ai o portocală... Am făcut metode de clasa 6 și mi-a dat aceeași chestie. Am făcut altfel. Imediat. Da, dar putem să împărțim la 0, că 0 împărțit la 2, 0 și 3 împărțit la 0, 0. Cum? Cum spui? Împărțit la 0. Pe ce se împărțit la 0? Pe 2 și pe 3, că tot 0. Nu se poate face împărțirea la 0 niciodată. Deci, dacă ai o pâine și vrei să o împarți la nimeni, nu poți face asta. 0 se împarte la ceva. Deci, atenție, Daria, facem ordine în mintea voastră. Deci, un număr nu se împarte la zero, niciodată. Nu ce am spus eu, fetelor. Împărțirea la zero nu are rost. Abia acum, așa trebuie pusă problema de la clasa a treia. Că ai făcut împărțirea, nu? Deci de aici începând, trebuie să punctăm lucrurile. Mă întorc și spun Daria. Dat fiind faptul că aici n-am avut șanse să văd de la bun început mișcarea, atunci mă întreb, care este cel mai mic număr care să se împarte exact și la 2 și la 3? 6. Și atunci, cu gândul să ajung la 6, înmulțesc cu asta toată cu cât am spus, cu 3, cu asta toată cu 2, și prima relație devine 6 caiete. De ce 6 caiete? Am înmulțit cu... Pentru că fac 2 ori 3. Da? Și câte stilouri voi pune? 6. Nu 7, că se mulțesc toate. Deci toată linia asta se multiplică. 6 caiete plus câte stilouri? Plus câte stilouri, 6 caiete plus câte stilouri. Plus 21 de stilouri. Costă cât? Costă 160 de lei. Adică 3 ori 0. 3 ori 6, 18, 3 ori 3 și 1, 4. 480 de lei. Pe de altă parte, dacă mulțim pe asta, 4 cu 2. În ce se transformă? Tot 6. 6 caiete. 6 caiete plus 4 stilouri. 4 stilouri. Cât costă? Costă 70 ori 2, care 240. 140. Și acum vedem că plusul de bani, da, surplus de bani vin de la stilouri. Că caietele sunt într-o situație și într-o situație cealaltă, numărul este același. 21 plus 4. 21 minus 4. Cât fac, Daria? 17 stilouri. Costă? 480 minus 140. Uite, le cam mai una sub alta. 0 din 0, 0. 0, 4, 3. 340. Și atunci am un singur stilou. Dacă 17 stilouri costă atât, un singur stilou costă? 340 împărțit la 17. 17 e egal cu 20. 20 de, cum am aflat, 20 și celălalt caietul costă așa. Vrei să spui altfel, da? Dar 380 împărțit la 19. Da, 38 împărțit la 19. 2 caiete plus 7 stilouri, minus 3 caiete plus 2 stilouri. Și mi-a dat minus 1 caiet plus 5 stilouri, la 90. 2 caiete plus 7 stilouri, la 160.
2 caiete plus 7 kg minus, minus un caiet plus 5 kg. Nu puteam face. Nu, no, dar ea nu. Pentru noi, pentru... Da, da. Pentru ea, pentru ca Darian, formă de interpretare, n-aveam decât varianta asta. Corect. Da. Da? Deci tu cum ai încercat cu... ea a scăzut din cea de sus, ai scăzut după asta. Și da. Ai un caiet plus 5 kg, costă 90 de lei, nu? Că din ești, da? 90 de lei, dar minus un caiet, parcă-i... sună urât. Da, pentru ea nu, mama. Nu puteam să vorbesc în limbajul ăsta. Da. Deci, eu, dacă vrei, Miruna, lucrurile acestea se vor clarifica în clasa 8-a. Și mult mai ușor chiar și pentru tine, așa cum a făcut-o da. Un profesor. Dar într-un limbaj de ăsta, la nivelul Dariei, am căutat să vedem o șmecherie în care am zis așa, Daria, dacă pe 2 caiete 7 am dat atâta, apoi dacă eu iau de 3 ori mai multe caiete și de 3 ori mai multe stilouri, suma pe care o dau se multiplică de 3 ori. Dar de ce n-am dat de 7 ori, de 8 ori, de 9 ori? Nu, pentru că eu căutam să ajung la 6, să fie comun. Să echilibrăm numărul caietelor. Să am aceeași număr de caiete. Corect. Tot atât de bine puteam să mă gândesc și aici, la stilouri. 2 și 7. Da. 2 și 7. Să mulțesc pe asta cu cât? Cu 2 sus și da, 7 da, jos. Da, 7 jos. Sau avem 14. Deci avem șmecherii de astea la îndemână ca să putem jongla. Te-ai speriat? Te-ai speriat, dar nu trebuie. Ce faci tu? Tu vrei să ai răspuns la prima vedere. Exact. Ori ești obișnuită, spui, gata, s-a făcut, gata, s-a făcut. Nu stăm la matematică. Corect. Stăm la matematică și zile întregi. Și ne gândim la un exercițiu. Sigur și că da. Muncim. Păi nu, aștept rezultatul peste da. Noapte. Tu îl vrei așa, te-a dat și vrei să... Păi și eu este vreau. Reflexul de la școală. Atenție, reflexul la școală, le adunăm, le scădem, le mulțim, două numere. Dar nu așa este. Ia uite cât am muncit eu cu Miruna și domn profesor și cu Anca la un exercițiu. La un singur exercițiu, o foaie întreagă, l-am scris, am muncit până am ajuns la rezultat. Deci nu se face peste noapte. Disciplinează-te. Exact. Disciplinează-te că ai o problemă cu nevoia de a avea răspunsul peste noapte. Exact, imediat. Și dacă cumva, am mai zis un lucru, dacă cumva te contrazice cineva, te superi. Nu-i bine, da. Nu trebuie să sublimi. Cum am greșit? Bine, bine, vă mulțumesc frumos. Sigur că da. De aceea, la a patra vreau și cu ea. Vă aduc grupă de a patra, domn profesor, să o băgăm, să-i ungem motoarele. Să vedem cu timpul ăsta. Sunt înnebunit cu timpul. Credeți-mă că eu acum lucrez, dar sunt cu minte acolo care acolo, nu, dar mergem, nu? Nu știu dacă mai putem merge. Dar am dat peste niște probleme ieri foarte grave. Da, v-ați dus până la urmă, nu? Dar eu mă duc fiecare zi. A, chiar au altunele. Am alergat acolo și problemele sunt complicate. Că pe timp de acesta, când au și plouat, s-a spălat nectarul și atunci el, când au ieșit un pic, caută nebunite să se fure nepalte, să dă-ți drum la furtișac. Iar furtișac. Nimeni nu putea să se apropie de acolo. Am înțeles. Deci nu riscăm să ne ducem acolo. Am înțeles. Nici nu poți. S-a terminat ora. Începem alta? Da, repede.